Un turist ucrainean în vârstă de 35 de ani continuă să fie căutat de salvamontiștii și jandarmii montani din Argeș și Brașov, după ce a dispărut în 25 februarie de la un refugiu din masivul Piatra Craiului, dispariția lui fiind anunțată de către prietenii lui după 9 ore, scrie Vocea Transilvaniei.ro. În urma apelului la 112 au fost formate două echipe mixte de jandarmi montani și salvamontiști, care s-au deplasat de îndată la refugiul unde se aflau ceilalți turiști din grup. Șeful Salvamont Zărnești, Ioan Pivodă, a precizat că sunt șanse mici ca turistul să fie găsit în viață după ce a petrecut toată noaptea în ger. Nu este exclusă nici varianta ca bărbatul să fie alunecat într-o râpă. El a menționat că a fost solicitat și ajutorul unui elicopter SMURD pentru a survola zona și pentru a interveni în caz de nevoie.